Situație halucinantă pentru pasagerii unui zbor Timișoara-Luton. Oamenii au stat aproape o oră în avion pentru că nu avea cine să aducă scara la ușa aeronavei. Un pasager a filmat momentul și înregistrarea a apărut pe site-ul Funky Travel. Digi24 a luat legătura cu compania low cost și până în acest moment nu a oferit un punct de vedere referitor la eveniment. To reach the ground handling agents, they do not answer their phones and apparently there is a lack of personnel in this whole airport, not only ground handling, but also for the check-in and for the luggages and for everything.